Bun, avem în public și tineri și mai în vârstă adulți. Știți că noi adulții le spunem copiilor să nu mintă. Să nu minți că te ia mama dracului. Dar noi mințim din prima clipă de când ne pot înțelege. Începe cu minciuni nevinovate, precum te-a dus barza, există Moș Crăciun, el este tatăl tău. Este o specie de leu în pădure care aduce veștile proaste. Se numește aoleu. Este o prostie. Extraordinar. Am început să-mi fac curățenie prin casă, să vând pe internet obiectele de care nu am nevoie. Și un anunț sună exact așa: vând baston pentru orbi, merită văzut. Am un câine care imită ambulanța, eu îl strig, iar el vine la mine după 30 de minute. Hey. Ma. George. Într-o zi am sunat la 112 și am spus: cu doamna de la 113, vă rog. Știți cum fac ambulanțele în Ungaria? Ele nu fac Nino, fac Ninem. Știți cum fac ambulanțele în Afganistan? Bum! Colosal. Ieși afară, eu îl scot afară. Dar nu e ok să descurajezi concurentul meu, să stai aici să ne... Eu mă uit la tine, nu mă uit la el. Dar mi-l descurajez, ieși de aici, te rog frumos, du-te în partea aia la tine și lasă-mă să-l... Visul meu este să lucrez la morgă și să aștept ziua aia în care o să mă întrebe cineva: domnule, unde bagi atâta formol? La care eu o să-i spun sincer: păi, în morți. Practic, acolo e, pentru aia este. Știți bocitoarele, femeile alea care plâng fals la mormântarea altcuiva? Aolea, de ce te dusei, Matei? Am folosit și eu niște bocitoare de astea recent, dar n-am fost mulțumit de serviciile lor. N-au plâns cu trebuie, așa că le-am făcut o plângere. Ce bun e, frate! Șeful unei fabrici de bere din România și-a scos soția afară din casă. Prietenii știu de ce. Eu nu am Netflix, eu mă uit la filmele pe care și le face iubita mea. Excelent! Excelent! Bravo, bă! Hai, nu te întrista, nu te deprima. Îmi repet. Așa, repetă. Te duci curaj, nu te descurajezi acum. Fosta mea iubită era o moldoveancă puternică, independentă, se bătea singură. Într-o zi mi-a reproșat că nu o alint în dormitor. Și am zis: băi, cum să nu te alint eu în dormitor, măi, titiță mică? Ia pleacă tu și aranjează-te, împrospătează-te. Asta spun femeile. Se ridică din pat: mă duc puțin să mă împrospătez. Dar ce ai, femeie, te-ai alterat cât ai stat lângă mine aici? S-a dus în două minute, s-a întors, era fresh, mentolat, avea un brăduț de la benzinărie la gât. Era proaspătă, mă înțelegeți? A deschis ușa, lumina era difuză în cameră, muzica în surdină, un jazz de la de împerechere. De la ușă și până la pat. De la ușă și până la pat și peste pat erau numai petale de trandafiri. Acum vă avertizez, eu sunt un tip mai ciudățel așa. No. Am intenții bune, dar metoda de aplicare este adeseori abstractă. Am luat-o de mijloc, am aruncat-o în mijlocul patului. Am sărit și eu lângă ea ca un iepuraș. Am dat urechile pufoase pe spate. Am luat-o de obraj, m-am uitat în ochii ei și cu mult, mult talent i-am spus: cine sugi, mă? Wow! O să încercați chestia asta, dar să aibă simțul umorului, că dacă n-are o să facă haț, apoi o găsești în ficus, fraiere. E bine, e ok. M-a durut gluma. Acum sunt în relație tot cu o moldoveancă, nu știu, da. I cannot break the spell. Și ce-mi place mie la moldoveni este că folosesc o grămadă de regionalisme. Deci chiar nu-i înțelegi, de parcă vor să facă mișto de ăștia alții din alte zone. I-am spus și eu lui iubita mea: fato, tu ai primit de la Moș Crăciun când erai mică toate jucăriile pe care ți le-ai dorit de la el în scrisori? Și a zis: nu, George. Ei, știi de ce? Pentru că n-aș știut Moș Crăciun ăsta ce naibii vrei de la el. Eu pun pariu că toate scrisorile tale erau ceva de genul: dragă moșule, diseară când vei coborâ pe Hogeag, iar eu te voi aștepta cu minte sub ogheal la lumina caldă de opaiț, sper să-mi lași lângă brad un scrânșop din trașela cum v-am văzut la Iujuri. Se uită Moș Crăciun: mă, ce dracu vrea asta de la mine, mă? Foarte bine. Să invadeze Irakul sau o bicicletă?
Spiritușilor, alimentați renică. Deci mergem în oraș să traducem autorizat această scrisoare. E foarte tare. Odată din cauza regionalismelor, eram la ea în Moldova acasă și era maică-sa, taic-su și cu ea și eram și eu la masă și deodată iubita mea se oprește din mâncat, pune furculița jos, se uită fix în ochii mei și spune: George, dă-mi ogheal-ul. La care eu m-am ridicat în picioare și am zis: bă, dacă ai tăi sunt de treabă, acum îl pun pe masă să mor eu. Deci știi cum se duce ca fotonul de pompier așa, ting, 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 printre pahare, știi? Ogheal înseamnă plapumă, dar asta este. Eu sunt George Țintă, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim frumos, George! Go! Eu știam de potențialul lui, dar la nivelul ăsta eu nu l-am văzut niciodată. Scurt la obiect și glumă după glumă. A lovit foarte puternic, a fost foarte bun. Și a devenit din ce în ce mai bun la astfel de chestii. Eu am simțit că George Țintă trece. Stai să vedem. Stai să vezi. Ai un concurent. Claudiu The Priest! Te duci forță mondială. Forță mondială. Iar o problemă cu mâinile. Hey! Yeah! Bună seara, oameni buni. O să intru direct în subiect. Am stat foarte mult în casă în pandemie. Am stat ca noi toți. Și am făcut un singur lucru eu în toată pandemia. M-am uitat pe internet. Tot felul de studii, tot felul de tâmpenii și am găsit un studiu foarte interesant în care ziceau ăștia că au întrebat foarte mulți oameni dacă ar fi să fie un animal, ce animal ar vrea să fie și majoritatea oamenilor au spus că ei vor să fie păsări. Oamenii explicau că vreau să zbor, vreau calmul ăla de la păsările când planează așa și cu frumusețea aia cu care zboară ele și așa mai departe. Și eu cred că aia e perspectiva noastră despre zburatul păsărilor. Eu cred că pentru o pasăre să zboare e ca și cum ai alerga. Serios, tot timpul să dai din aripi. Eu cred că atunci când planează, ăla nu-i calmul când planează. El își trag sufletul în aer atunci. Efectiv, asta cred că se întâmplă. Că toată ziua... mă duc în jos, băga mea și picioare. Asta e, asta e zborul pentru păsări. Și dovada cea mai clară pentru chestia asta, dovada clară că nici păsările n-ar vrea să zboare, e dacă ați văzut un porumbel așa prin parc, să fie pe jos așa prin parc, și ai văzut că dacă te duci la porumbel, porumbelul nu zboară din prima, întâi fuge un pic? Ai văzut că are chestia aia de, bă, ce faci acolo? Băi, serios, nu veni, băi, am zburat de la obor, pe bune, n-am chef să o iau iară, bă, băga-mi aș picioare. Că nu vrea să zboare. Mi se pare stupid să vrei să fii pasăre. Eu aș vrea să fiu lup. Serios, ăsta e animalul pe care eu aș vrea să-l... Cumva să fiu lup. Mi-ar plăcea foarte mult. Mi se pare că lupii sunt foarte șmecheri. Serios, lupii se pe ce vor, mă. Știi asta? Lupului, dacă îi place ceva, se duce la el, îl marchează. Asta e treaba lui. Serios, merge prin pădure, vede un boschete acolo, se duce la boschetele ăla, face pipi pe el, e boschetele lui. Mai vede un boschete aici, se duce la el, face pipi pe el, e boschetele lui. Mai vede un boschet aici în spate, se duce și la asta, face pipi și pe ăsta, e boschetele lui Vâlp. Practic și-a făcut cadastru. Mai trebuie intabularea, s-a mutat în casă nouă, nici nu-i trebuie credit pe 30 de ani, ce face el de rată, că e pandemie, nu. S-a făcut pipi. Și mi se pare foarte tare și mă gândeam că ar trebui să facem și noi chestia asta ca oameni. Bine, nu în orice acum, nu zic în orice să ne... Așa pe că vă dați seama că ar fi coadă la guvern mâine, că eu fac legea azi. Singura chestie care nu s-ar schimba e cum miroase la guvern. Dar în fine, nu zic în orice, dar sunt anumite chestii pe care în care am putea să băgăm chestia asta. Nu știu, spre exemplu, divorțul. Știți divorțul când trebuie să divorțezi și trebuie să faci partajul ăla și tai și te judeci câte 12 luni și nu ca aia mea, nu ca aia mea, tai și dracu, n-ai plătit nimic în casa aia. Oh. Nu mai simplu. Serios, n-ar fi mult mai simplu, te duci acasă, te p***o ce vrei? Te duci acasă, mașina e mașina mea, p***o mașina. Televizorul e televizorul meu. Bine, scot în priză înainte, când vreau să ajung la știri sau ceva. Uite, vezi, publicul nu râde la fel ca la tine. Sincer, mie mi s-a părut că am truit. Nu, a fost. Nu? Singura chestie un pic mai ciudată așa ar fi când trebuie să faci partajul la copii, că... Yep. Trebuie să o bagi pe aia. Ștefanuț, vină încoa, că tata vrea să arate cât de mult te iubește.
Deschide gura. Dar deschide ochii să vezi cât de mult te iubește tata. Nu știu, mi se par lupii foarte șmecheri. Și am aflat la fel, că mă uit pe studii și pe tot felul de documentare, am văzut un documentar despre lupi și ziceau ăștia că lupii practic sunt strămoșii câinilor. Toți câinii pe care îi avem noi acum se trag cumva din lupi și au fost la un moment dat lupi. Și eu mă gândesc că câinii pe care îi avem noi acum sunt practic lupii foarte, foarte răsfățați de altă dată. Lupi care erau în pădure acolo și erau, bă, dar nu mai vreau atâta pădure, mă. Mi-e frig, tai și aleargă după căprioară toată ziua și prinde căprioara și omoară căprioara și mănâncă toată haita. Băi, ești prost? Așa e la noi în societate. De-aia cred că fac și așa, știi? Să mai vadă. Serios, cred că sunt lupi care efectiv la un moment dat au fost, bă, nu vreau mă mult, mă. Nu vreau mult, mă, de la viața asta, mă. Bă, vreau un bol așa în fiecare zi, un bol de mâncărică, să fie numai al meu, așa, un bol de mâncărică în fiecare zi și un pic să mă scarpine cineva pe burtică. Că eu nu pot. Că cu astea de-n față n-ajung și cu ăsta de-n spate când încerc, mi se pune o crampă pe aici, dar nu te mai încarc cu ale mele, că... Nu vreau să zic, bă, fac orice, bă, fac orice pentru bolul ăla de mâncărică și un pic de scărpina pe burtică. Fac orice, să mor. Deci, un lanț în jurul gâtului care să mă sugrume din când în când. Accept chestia asta dacă îmi dă cineva un bol de mâncărică. Serios. Să-mi zic, mă strige cineva, băiatul, vino cu... Mă duc să mor, dar nu mă duc. Dacă are un pic de mâncărică... Și au fost foarte bune amândoi. Și așa cred că au ajuns lupii să vină în jurul nostru al oamenilor. Nu prea pot să înțeleg cum dracu am ajuns de la lup, care e un animal frumos, ați văzut, fioros. Cum merge el prin pădure cu ochii aia sticloși, cu blana aia cenușie, cu privirea aia de morți. Cum am ajuns de la asta la pechinez? Care efectiv e acolo și... Ce dracu s-a întâmplat de-a lungul procesului de evoluție să auzi totul dracu? Sunt babișoarele, eu asta nu pot să înțeleg. Și chiar aș vrea să intru cumva în lumea animalelor și să văd așa cumva, să înțeleg animalele așa și să văd așa o discuție între un lup și un pechinez acum. Mi-am imaginez cum s-ar duce pechinezul la lup ca să zic cum sunt pechinezii și că au de trei ori mărimea lor, știi? Să duc așa foarte încrezător la lup să fie... Ce fa, tati? Pufi pechinezul, pufi pechinezul, mă numesc! Ia ziță, frig iarna? Eu am vestuță! Bravo! Okay, okay. Nice! Și cam atât din partea mea, pus Claudiu, pa, pa!